und ist damit, weiß Gott, nicht der Älteste. Lino Zoff hat mit 4. Steinsson. For trying to keep control, however, that pass to Gerhardt is off the mark. Gerhardt will win it back and will push down the sideline. A good rush here from Branford, looking for somebody to cross, looking for somewhere to pass, not finding an outlet, so he's going to flip it back to Gerhardt. There's Gerhardt, finds some room on the sidelines, looking to cross, can't find anybody, but to send it to a streaking goalie, Annan. Doesn't quite get to him, but Branford will take the counter. And that gets up to Gerhardt. Gerhardt. Stanko Karacic tries to send that ball to Miodrag Anjelkovic. He's able to get it, controlling his Fazlogic. Fazlogic punches that through. Gerhardt gets on the ball. Milosevic, though, gets on it first, but will come out to Bogovic, and now it's Gerhardt. Gerhardt with a solid score. Plece în stânga, Tiago. Pasa merge spre la Groși și în 2000. Cristea. Culescu cu o preluare. Ama cu o balon pentru Bratu Boștină, care șutează dintr-o bucată, însă în blocajul lui Patrick Nie. Pasă greșită a lui Lazic. Și iată-l pe Marius Nicolae, cu doi adversari în cârcă, reușit să se țină pe picioare, să paseze la Boștină. Boștină pentru Dănciulescu, schimbare de direcție. Mai departe, Marius Nicolae pe stângul acest balon, intervine extraordinar Patri. Pirgov degajează, nu prea grozav. Ropotan nu se desprinde. Torje câștigă în fața lui Popovici. Contraatacul Dinamovis cu Torje pe partea dreaptă. Bratu așteaptă la limita offside-ului. Torje continuă de unul singur. Dă mingea pe lângă Niama, care câștigă duelul în forță. Să împiedice să combine pentru Alexa. Alexa trimite pentru viteza lui Gigel Bucur. Gigel Bucur ajunge primul la minge, se dă fault în atac. Maghiara prea puternică. Minge. Maghiara prea puternică. Minge. Switch it to the other side of the field is Bacula now from Tate. Up to Gerhardt, who will take it across. Trimisă în diagonală, oricine ar fi intervenit putea să... Degajarea relungă a lui Lobonț. Internațional Ion Crăciunescu. Cu siguranță Ion Crăciunescu. Dănciulescu din prima spre Bratu. Lasă mingea să cadă Niama. Cristea. Respinge Patrick. Pentru Alb Roșii în meciul cu CSE Otopeni. Marius Nicolae nu e 100% refăcut. Cei doi au format cuplul de atac titular al lui. Fantastic turn by Gerhardt. And once again he's having... Rusici. O lansare spre Gigel Bucur, intervenție. There to make the stop. So quick pass there. That's not something we've seen a lot of off the corner from Branford. Kocic throws that one half the length of the field. Deloc Scarlatache, fostul jucător al lui Dinamo, al celor de la Jiu și al celor de la Panduri Târgu Jiu. O minge respinsă, acum se sără mulți oameni în spatele mingii și au reușit să recupereze. O minge de viață respinsă în ultima clipă. Acest Nasser joacă în mod normal undeva în banda dreaptă, mijlocaș ofensiv, astăzi este folosit în...
devine spectaculoasă a lui Maghera. S-a cerut un fault asupra lui Rusic. Gigel Bucur este de posedat. Devine spectaculoasă. Recluj, Oțelul, Dinamo, Timișoara și Unirea Urzice. În schimb, gândurile lui Mircea Rednic zboară deja spre derbiul cu Rapid de peste două etape. În runda a cincea se va juca partida dintre Dinamo. Centrare pe jos. Bratul a lăsat mingea să treacă. Se sără mulți oameni în spatele mingii și au reușit să recupereze. O minge de viață respinsă în ultima clipă. Acest Nasser joacă în mod normal undeva în banda dreaptă, mijlocaș ofensiv. Astăzi este folosit în... Devine spectaculoasă a lui Maghera. S-a cerut un fault asupra lui Rusic. Gigel Bucur este de posedat. Pe Cluj, Oțelul, Dinamo, Timișoara și Unirea Urzice. În schimb, gândurile lui Mircea Rednic zboară deja spre derbiul cu Rapid de peste două etape. În runda a cincea se va juca partida dintre Dinamo. Centrare pe jos. Bratul a lăsat mingea să...